Da, acum am dat. Bună seara și bine ați revenit cu Drara Profanai, cu probleme de matematică, la, de fapt, la subiectul pentru clasa 8-a. Așa, să facem subiectul, că ne-au cerut prietenii. Da, da, da. Simulare, nu? Simulare. Clasa A. 8-a. 5, 3, numeroți. Da. Simulare clasa 8-a. Chiar dacă voi sunteți în clasa 7-a, o să luăm subiect de subiect. Iar acolo unde lucrurile nu le știți, o să vă pot ajuta eu un pic să lămurim. Voi o să urmăriți, că doar cu astea vă veți întâlni la anul, da? Începem. Subiectul 1. Am găsit doar 2014-2015. Am vrea pe asta de 2015. Păi da, 2016 l-aș vrea. Da. Cine și-aduce aminte cum era copii? Era 25 minus 25 împărțit la 2 plus 3, corect. Primul exercițiu. Ăsta e, gata, l-am găsit. Da? Deci, subiectul 1, 1. Subiectul 1, 1. Așa. 25. 25 minus 25 împărțit la, într-o paranteză, 2 plus 3. Este egal cu... 20. Este egal cu 20, pentru că 2 și cu 3 face 5. Să facem etapă cu etapă, zic. Da? Deci, noi scriem, mai redactăm 25 minus A de minus, minus 20. 25 împărțit la 5 este egal cu 25 minus 5 egal cu 20. 5 egal cu 20. Corect. De fapt, ce am vrut să vă urmărite și în preghești să stau autor? Ordinea efectuării operațiilor, da? Da? Asta am vrut să vadă. Dacă știm și trebuie să adunăm paranteza întâi, 2 plus 3 fac 5, să împărțim pe 2 și alții care au zis 25 minus 25 întâi și au zis 0, o terminat, pur și simplu. Când ai văzut că au zis 0 întâi și nu știu ce, nu ai nicio reacție. Ca profesor, ai terminat toată discuția. Subiectul numărul 2. Da. Numărul pătratelor perfecte din mulțimea numerelor naturale de două cifre este egal cu... Deci o să notăm cu A mare, egal cu mulțimea numerelor naturale de două cifre, AB. Deci A, B, numere de două cifre naturale cu proprietatea că AB egal pătrat perfect, da? Da, da. Și ne întreabă cardinalul lui A. Câte cardinalul lui A, da. Cine este? Adică numărul lor. Câte pătrate perfecte de două cifre? 3, 9, deci nu, 4. 3 nu-i bun, da? De la 4 până la 9. Deci 4, 16. 4 la a doua egal cu 16, este un prim pătrat perfect. 5 la a doua, 5 la a doua egal cu 25, iarăși și unul bun. Până la 9 la a doua. 9 la a doua, care face cât? 81, care e bun. Deci câte sunt? 9 minus 4 plus 1, 6. 6. 9 minus 4. 5 plus 1, 6. Corect. Deci 6. Cardinalul, răspuns, cardinalul lui A. Cardinalul lui A egal cu 6. Aici aș vrea să vă întreb dacă ar fi să întreb care sunt numerele prime de la numerele prime de tipul 2, nu, numerele prime din două cifre. Toate numerele din numerele prime din două cifre. Deci mai facem, noi mai lărgim un pic discuția. În afară de ce este acolo, mai discutăm câte ceva. Adică ce înseamnă număr prim, vreau să testez eu acum. 11. Deci 11 ar fi primul număr prim care e din două cifre. 13. Deci ar trebui 16, să le numărăm. Să le și scriem chiar. Dar și le scriem, da? Că numerele prime sunt. 11. Deci numere prime. Două puncte. 11. 13. 13. 17. 17. 23. Mai sunt. 19. 19. Deci e vorba să n-aibă niciun divizor propriu. Da? Da? 19. Apoi? 22. 23. 22, nu. 23, da?
23, apoi 23, 27, 29, 29, 31, 37, 39, 39, 39, nu-i 39, se împarte la 41, 43, 47, nu. Ba da, 47. 47. 47. 51. 49. 49, nu. 7 ori 7. 49 nu-i bun, domnul profesor. Nu-i bun, nu? Altul. 51. Nu, nu. E 3 ori. 5 cu 1, 6. Se împarte la 3. Se împarte la 3. Da. 53. 53, cred 53, că. 53, da. Da. 53. Nu sunt două numere care mulțite. Dau 53. Da. 53. 59. 59. Și doamne, de bani. Stai așa, că nu mai sunt multe. 60. 61. Da, 61. Da. 61. 63, nu. 61? 73. 79, 16, dar nu s-a învățat la 3, cel mult, da? 79 este bun, nu? E bun. Da, 79. 83. 83. 87. Da. 87. Și 89. 89. 87. Nu, 87 nu-i bun, că e 15, corect, în partea 3. Și 91 ia ăsta cu 81, 89 e bun? E bun, da? 7, 13, 91. Da, e bun. Deci... 89? 91 nu. 91 nu. Nu. 93. La simpatie. 93 se împarte, da, 93, 3, sigur. 97. 97. Și atât. Și da. Foarte important să le știm numele primite. Cât pentru că, dragilor, în, nu, sunt foarte multe, le-am scris, le-am și scris, le putem număra și nu e nicio problemă, dar e important să știți ce înseamnă numere prime. Să știți că atunci când aveți o fracție, când aveți o fracție și se pune problema simplificării ei, dacă se întâmplă ca unul din, ori numărătorul, ori numitorul să fie unul din numele acestea, atunci e foarte simplu. Ea mai este simplificabilă doar prin numărul prim. Deci dacă aveți așa, fracția 239, să spun, supra 23. Și întrebarea este, este reductibilă sau nu? Nu. Ea poate fi reductibilă sau poate fi simplificabilă doar prin 23. Și dacă se împarte 239 la 23, atunci este simplificabilă. Cum nu este simplificabilă? Nu se împarte 23, stop, n-am ce discuta. Deci am ridicat problema asta numerelor prime, pentru că sunt situații, mai ales când lucrăm cu fracții, și am avut o situație de aceasta când a lucrat cu fracții și a fost pus în situația aceea de a lucra cu fracții reductibile, ele au fost reductibile, voi n-ați făcut simplificarea și v-ați dus cu niște numere imense, ați obosit și ați greșit. Corect. Concluzia este că avem grijă ca tot timpul fracțiile să fie reductibile, da? Ireductibile. Să fie ireductibile, probabil. Asta am vrut să spun.
Și am insistat pe chestia asta să vedem ce înseamnă numere prime. Nu au alți divizori decât pe unul și pe el însuși. Așa. Exercițiu numărul 3. Da. Dacă A este mulțimea numerelor naturale pare. Deci dacă A este mulțimea numerelor naturale pare. Mulțimea numerelor naturale pare, cum să o să indicăm? Mulțimea numerelor. Cu capa. 2K. 2K. Multiplu de 2. Exemple sunt 2, 4, 6, 8. Deci A egal cu mulțimea de tipul 2K cu K din N. Da. Da. Iar B este mulțimea numerelor naturale impare. Mulțimea impare. Mulțimea numerelor impare. 2K plus 1. Corect. 2K plus 1. Cu K număr natural. Așa. Atunci, mulțimea A intersectat cu B este egală cu mulțimea vidă. A intersectat cu B, fiindcă n-am nimic comun, ne putem gândi la mulțimea numărul pare, să înseamnă 0, 2, 4, 6, 8, la impare înseamnă 1, 3, 5, 7 și mai departe. Deci A intersectat cu B egal cu mulțimea vidă. Deci nu am nimic. Asta era numărul 3. Asta este 1, 2, 3, 3, da? 4 acum. 4. Un cer care lungimea egală cu 20 pi centimetri. Deci, lungimea cercului este egală cu 20 pi centimetri. Diametrul acestui cerc este egal cu? Diametrul egal cu semnul de mare. Okay. Ne amintim lungimea cercului ca formulă este egal cu diametrul ori pi. Sau de două ori raza. Asta e diametru, de două rază. 2R. Da. Deci 2R ori pi. Pe scurt, 2πR. 2πR. Dar e diametru ori pi, pentru că m-am povestit Arhimede, cum am împărțit lungimea cercului la diametru și mergea de 3 ori și un pic. Acel pic, de 3 ori și un pic, la care au zis așa de 3 ori și un pic, un pi l-au notat. Da? Este un număr cu o infinitate decimale. Exact. Aproximativ 3,14. Aproximativ 3,14, da? Pi ăsta... Numărul pe care l-au văzut, 3 și un pic, 3,14, dar aproximativ egal. Deci, și atunci diametrul egal cu aici, domn profesor? Din relația asta, cum lungimea cercului avem cât 20 pi, 20 vom pi, zice da. 20 pi egal cu pi ori diametru, împărțim pi în pi și atunci diametrul egal cu 20 centimetri, da? Da, bun. 5. 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCD, A prim, B prim, C prim, D prim. Un cub cubic? Da, un cub ăsta. Ar fi așa ceva. Iată, ăsta este un cub. Corect. Da, am cutia asta întâmplător aici. Aproximativ așa arată un cub. Corect. Poate un pic mai mic ar trebui să fie și ca să fie toate... Toate fețele sunt... Vizibile. Sunt vizibile, sunt în spațiu vizibile. Sunt pătrate. Sunt pătrate. Toate fețele sunt pătrate. Ați înțeles? Toate fețele pătrate. Și acum, cum reprezentăm asta în spațiu? Asta e cubul. Da? Uite, cutia asta, vezi? Da. Și acum uite, arată domn profesor. Deci o să încercăm să reprezentăm în spațiu. Mai întâi facem un pătrat. Plecăm de la un pătrat, de aia toată fețele sunt pătrate. Facem un pătrat, copii. Pe care îl vedem, v-aș ruga să acordați toată atenția, pentru că, la profesor, unde, cum faci? Pentru că așa ceva veți face la. Corect. Deci, partea care o văd în prim plan este pătratul acesta. Anca, trecem partea asta la altă punct, ca să vezi bine. Fața asta, de sus, fața asta de sus, aproape nu o văd acum până așa. Deci văd numai așa ceva. Ăsta îl vedea. Da. Și atunci, îl țin așa un pic oblic, ca să pot să creez imaginea din spațiu, și pe ăsta îl voi vedea ca un fel de paralelogram pe partea de sus. Și da? Uitați-vă cum desenează, domnule. Deci partea de sus o voi vedea ca un paralelogram. Uitați-vă cum face, vedeți? Hopa, se conturează. Da. Ca un paralelogram. Păi partea asta din spate tot ca un paralelogram. Nu văd.
este umbrită, da? Asta din spate este tot un pătrat. Corect. Aceea care nu văd. Și iată, în clipa asta a apărut așa ceva. Partea asta de dedesubt, iar nu văd. Și apare așa ceva. De aceea o face punctat, domnul. Da? Deci nu ce vedeți punctat, nu văd. Înțelegeți? Este mâncea din spate. Uh-huh. Asta o văd, e coțul aici, că l-am ținut așa. Și pe aia asta o văd, așa. Ia uitați ce cu frumos aici. Da? Vedeți? Și parcă îi vedeți toate laturile. Și îl vedem, asta este privirea în spațiu. Deci, asta am văzut-o. Partea cealaltă văd numai așa, linia asta nu văd, linia asta nu văd și nici asta nu văd, unchiile acestea. Asta toate sunt vizibile. Gata, mi-a ieșit. Bravo. Da. Și spune-mi acum, e vorba de A, B, C, D. Uitați-vă cum notează, domn profesor. A, B, C, D. Și zic, e. A prim era, B prim, C prim, D prim. Așa, da, nu? Da, A da, prim. A prim, stați cu băzii. Nu. A, B, C, D. A, B, jos, domn profesor. A, B, A prim, B prim, sus, pe fața pătratului, știți? A, B, jos. A, B. A, B. Aici, A, da, B. B. Sus, A prim, B prim. Gata. A, B, C, D. Și A prim. A prim, B prim. C prim, D prim. C prim, D prim. Deci, A, B, C. B. A, B, C, de jos, pătratul de jos. Și aprim, B-prim, C-prim, pătratul de sus, da? Da. Și în felul ăsta, de fapt, fiecare pătrat este... Da, fiecare pătrat este... Ce spune acum problema? Deci în figura 1 este reprezentat un cub ABCD, A-prim, B-prim, C-prim, D-prim, cu AB egal 3 cm. Asta AB de 3 cm. Să aflăm area dreptunghiului AC, C-prim, A-prim. A, C, 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 C prim, prim, A prim, prim, egală cu? Ia să fiți atenți. Deci este vorba de figura asta care, care ce apare. Credeți? Ce credeți că este? Dreptunghi. Un dreptunghi, corect. Sigur că da. Este un dreptunghi. Am să și fac o altă culoare. Și area dreptunghiului care? Lungimea ori lățimea. Corect. Da? Atenție! Așa, ăsta este dreptunghiul. Da? Ăsta este dreptunghiul. Și ce cunoaștem și ce nu cunoaștem? Păi cunoaștem cât e... Dacă e cub, toate dimensiunile sunt de aceeași mod. Deci ăsta cât este, Adi? 3 cm. 3 cm. Dar asta cât este? 3 cm. Toate buchile sunt de 3 cm. Ah, ce-am făcut? Da? 3 cm, tale. Puteți mai repetați încă o dată de ce? Păi da, dacă e pătrat, dacă jos e pătrat, într-un pătrat, toate dimensiunile sunt egale, nu? Toate laturile. Latura asta, cât asta, cât asta. Și cum fețele toate, uite, cum toate fețele sunt pătrate de aceeași măsură, asta e asta pătrat, asta e pătrat, asta de sus e pătrat. Dacă cunoști latura la 1, alegi ce sunt de 3, nu? Deci, una din laturi înseamnă toate laturile de sunt de aceeași măsură de 3. Bun. Ei, nu știm pe asta. Nu știm pe AC. Deci A prim, o știm. A, A prim, egal cu C, C prim și egal cu 3 cm. Bun. Nu știu, și aici sunt trist, nu știu pe AC. Că dacă aș afla-o pe AC, acum aș înmulți AC cu CC prim, nu? Că area, ai spus tu, Adi. Are egal cu lungimea ori lățimea. Area lui A, A prim, CC prim, egal cu 3 ori AC. Cum s-o află pe AC? Cum e? Area e de 3 ori AC? Nu. Lungimea ori dimensiunii sunt cu cealaltă. A. 3 ori aceea, ce primul știu. Da. Putem să o aflăm într-un fel cu aria pătratului? Atenție, Adi. AC. AC. E diagonală în pătrat. În pătratul de jos, diagonală. Da, unghiul B e de 90.
Asta e fantastic. Copii, unghiul vei din 90 de grade. Așa. Pătrat, pătrat. Uite aici 3. Este. Asta e din 3. Asta e din 3. Și asta ar trebui, ar face, și nu? Cât e aia? Pitagora. Hai, aplicați Pitagora. De asta că... le-am făcut, mă, teroare Pitagora. Aplicați Pitagora în triunghiul ăla, ca să aflăm pe AC. Că B-ul e de 90 de grade. AC, AC pătrat. Dar să fac o figură mai mare, ca să înțelegeți. Dar ziceți formula, măi. Din AC la pătrat, adică AC la pătrat. 3 la 2 plus 3 la 2, adică 9 plus 9, adică 18. Așa, și AC e radical din 18, care este? Nu, 2? Da? Deci AD. 3. Așa trebuie să vedeți figura de jos. Da. Ca un pătrat. A, B, C. Da? Da. Și triunghiul este dreptunghic aici. Da, și din teorema lui Pitagora AC pătrat. Ăsta e de 3 și 3 și atunci înseamnă că AC pătrat este egal cu 3 la 2 plus 3 la 2 egal cu 9, adică 18, 3 radical din 2. Gâne AC egal cu 3 radical din 2. Și am aflat-o pe AC. Da. Și dacă știți pe AC, acum zicem aria egal cu, aici continuă, egal cu 3 ori 3 radical din 2. Și cât 2? Și face 3 ori 3. 9 radical din 2 centimetri pătrați. Și asta a fost subiectul numărul 1, copii. Vi s-a părut greu? Nu! Luați-o dacă patru, știți aici. Geometria plană, merge în spațiu. Corect. Iată, aici am avut nevoie. De spațiu, de plan. Geometria plană. Să aflu ipotenuza într-un triunghi dreptunghic. Corect. Ha, deci trebuie să vedeți cutia, iar toate triunghiurile acolo sunt dreptunghice. Corect. Discuții. Și deși aici pare că nu-i drept. Corect, asta ziceam eu Mirunei. Deci nu pare fi drept, dar n-am avut cum să reprezint în spațiu. Deci 3, domnul profesor a scris 3 și ea crede că e 3, de 3 ori AC, domnul profesor, nu, nu. Vedeți? Hai să spun, în loc de AC, să spune A prim. Ai înțeles? A prim. Lățimea ori lungimea. Asta ori AC. Da. Și fiind s-a întâmplat că A prim a fost 3, am pus 3. 3 ori AC. Și acum e bine așa cum a intervenit și din 3 ori 3 radical de 2 și e clar. Deci ăsta a fost subiectul numărul 1. Ăsta a fost subiectul numărul 1. Atenție, ce a fost aici dificil? Copii, a, dar e geometrie în spațiu, dar nu e greu. Dar nu e în spațiu, măi, băieți. Bă, am rezolvat cu plană. Da, cum? Dar am rezolvat cu plană. Dar nu, nu mi s-a părut greu. Atenție, trebuia să știi să reprezinți cubul. Asta e, dar era făcut de ei. Era făcut de ei chiar. Da, numai trebuia să pui. Înseamnă că nu, nu a avut nimic în plus. Aria trebuia să pui, atât. Aria s-a redus la nivelul clasei a 7. Exact, cubul era făcut, domn profesor. Dacă vi-a fost da. Făcut de așa, înseamnă că era exact. Treaba rezolvată. De asta zic. Deci cubul era făcut, era să pună numărul radical din 2. Atât trebuia să pună. Așa că... Eu zic că îl puteau face... Miruna, ești supărată. De ce? Care zic că l-a făcut, am făcut și eu un cub. E prima dată când face și eu un cub. Mi se pare foarte interesant. Da. Da. Deci este Ezos. M-am plecat cu un pătrat, m-am dus și am construit acelea oblice și totul... De la oblă se face tot în spațiu, o să vedeți. Nu. Pe toate fețele, adică. Da. Să începem. Subiectul numărul 2. Pentru drept de la subiectul numărul 3, ăsta de cum vă explica domnul profesor. Da? Da, să ne încadrăm. Ultima problemă a fost foarte grea. Ei, a fost foarte grea. Nu mi s-a părut foarte grea. Subiectul care? Numărul 2. Dezvolte. Primul punct. Primul punct. Trei subiecte au venit. A, stați că mai este și 6 aici, domn profesor. Te rog. În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase așa, a 8-a, în funcție de mediile de la matematică, pe trimestrul 1. Astfel, cu media 4 a fost un elev corigent. A, așa, mi-amintesc așa cum a venit. Am zis mai da, cu, un elev corigent. Cu 4, sau nu? Cu 4 un elev. Deci, aici punem elevii. Nu, acolo nota. Media și numărul așa. De elevi. Așa e tabela. Nota. Da. Și aici număr elevi. Da. Deci cu media 4, un elev. Cu 5, 3. Cu 4, un elev. Elev. Cu 5, 3. Cu 5, 3 elevi. Cu 6, 6. Cu 6, 6. Cu 7, 7. Cu media 8, 5. Cu media 9, 4. Cu media 10, 2. Numărul elevilor din această clasă, care au obținut la matematică pe semestrul 1 cel puțin media 6 și cel mult
Media 9 este egal cu? Cu 22. Cum ți-ai dat seama? Deci e vorba de numărul de elevi. Elevi care au media cuprinsă între și cu posibilitate de egal. Cel puțin 6. Și cel mult 6, cel mult 9. Hai că ce vezi, la 6 numai 9. Păi hai, doi inclusiv. Ai 6 plus 7 plus 5 plus 4, ai 2. Aici înseamnă 6 plus 7 plus 5 plus 4. Plus 6 plus 5 plus 4. Și numărul total 22. Așa am terminat subiectul numărul 1, trecem la subiectul numărul 2. Da, desenați pe foaia de examen, asta trebuie să le faceți dumneavoastră, domn profesor, da, o piramidă patrulateră regulată cu vârful V și baza ABCD. Ah. O piramidă patrulateră regulată cu vârful D. Acum vă arată, domn profesor. Mai întâi, ce înseamnă patrulateră regulat? Înseamnă toate laturile egale. Ascultă-te. Da? Cu toate laturile egale. Patrulateră regulată, din patrulateră, cu toate laturile egale. Bun. Exemplu cum ar fi, să spunem, pătratul. Pătratul. Da? Eu... Și acolo a spus, un, să se, patrulat, se deseneze. O piramidă. Să se deseneze. Să se deseneze. Deci desenați pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată cu vârful V și baza A, B, C, D. Și vârful și baza ABCD. Deci ABCD putem să facem pătrat? Să înțeleg? Pătrat o putem face, putem face romb. Însă fiindcă e vorba de reprezentare în spațiu, nu putem desena pătrat. Așa. Ci o să desenăm romb. Pentru că dacă ar face pătrat și când încep să pun vârful V, adică din centru, din centru pătratului, din centru figurii, ele aduce două pătrate. Uitați că apare o stare de, destul de neclară. Când unești cu vârfurile pătratului. A, așa, când le unesc. Arată ciudat. Nu arată... Deci cum arată, dar era corect și așa, domn profesor, da? Nu. Dacă o desenau? Nu, nu. Spațiul nu se procedează cu pătratul de aici. Bun. Ci o să luăm tot timpul un parlogram. Adică un romb, mai precis. Da? Deci un romb. Un romb. Da. Rombul are tot laturile egale. Și fiind o piramidă patrulateră regulată cu vârful V, cum acolo, și dreaptă. Vârful V și baza ABCD. Deci da. Baza ABCD. CD. Și uitați-vă din mijloc, din mijloc, diagonală. Din intersecția diagonală, luăm vârful, punctul O, din nou, ridicăm o perpendiculară. Da? O perpendiculară pe plan ar veni, da? Și luăm aici V, asta vine prin mijloc acolo. Asta e vârful cum ar veni. Vârful. Și acum unim. Uitați, V cu A, V cu V, un pic mai sus. V cu A, V cu D, V cu A, V cu C și V cu D. Și de ce ați nu s-a punctat pe aia din spate, domn profesor, pe VD? Acum, acum o să duc tot ce este de ce nu se vede, s-o duc punctat. Asta e. Iată, asta de aici nu se vede. Mi-a uitat un pic la domn profesor. Da? Nu se vede nici de ce. De ce nu se vede? Nu se vede. Corect. V, VB se vede. VB și VC se vede. Așa. VA se vede. Da. Și VD-ul iar nu se vede. Și VD-ul nu se vede. Și o ducem punctat. Exact. VC se vede, că e mâchia aceea. Da? Și iată... Asta este piramida. Avem, acum, imaginea parcă o pipăim. Nu? O vedem destul de clar. Dar așa, în forma asta... Nu se vede. E... Dar trebuie să ștergem diagonalele alea, domn profesor? După nu, ce am făcut piramida? Nu, 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 nu. Diagonalele m-au ajutat ca să mă duc exact din, unde, din ce punct a ridicat perpendicular pe plan. Și rămân. Și rămân acolo, sigur. Deci asta trebuia să faceți. Vedeți? E greu? Nu. Nu. Deci piramida V, A, B, C, D, V, A, B, C, D, așa a fost desenată. Așa, să se deseneze piramide. Cum mai spune ceva acolo? Atât. Atât. Am vrut să vadă dacă știți să desenați o piramidă. O piramidă. Cum la început, să se deseneze în triunghi. Să desenezi un pătrat, un parlogram. Exact. În geometria plană. Aici e vorba de desenat în spațiu
piramidă, patru alteră regulată, adică baza de jos să fie fost un pătrat. Dacă ați fi desenat așa. Ia atenție, dacă desenat așa. Asta n-ar fi fost o piramidă patru alteră regulată, aia. Pentru că baza nu este un pătrat. Sau un romb. Ci este un palogram. Cu dimensiune. Nu sunt toate la toate. Aici, cum am desenat, vă dați seama că sunt egale, nu? Deci, de aceea, așa ceva, dacă ai fi desenat, te-ar fi depunctat. Păi a zis regulată și n-a zis că trebuie să fie... Pe toate laturile. Asta o să învățați. Și asta cu desenul o să înveți să faci. Lasă. Da. Deci nu e o problemă, da. Dar vreau să spun interesul maxim să-l atesc, că chiar vă este de folos. Corect. Chiar îmi place de da? Mă bucur că-ți place. Subiectul numărul 2. Determinați numărul natural de 3 cifre de forma ABCD, știind că... Suntem la subiectul 2, 2. Deci să găsim numărul care? ABCD, de forma ABCD, știind că ABCD este egal cu... A, B, deci este egal cu cine, știind că... De cine este acesta? Știind că ABCD egal cu AB plus BC plus CA. Că. ABCD egal cu... ABCD egal cu... ABC doar, domn profesor, iertați-mă. ABCD. ABC. ABC. Știind că ABC egal cu AB plus BC plus CA. A diferit de 0. Așa, cu A? A diferit de 0. Diferit de 0. Să ștepe și acolo la început, domn profesor. De, eu sunt A plus 10. Așa. Zic. 100A plus 10B plus... Deci să fie în baza 10, da? Da. Echivalent cu? Echivalent cu 100A plus 10B plus C egal cu 10A plus B plus 10B plus C plus 10C plus A 100A. Echivalent cu 100A plus 10B plus C egal cu 11A plus 11B plus 11C echivalent cu 100A plus 10B plus C egal cu 11 pe lângă A plus B plus C. Da. Trecem în partea cealaltă. Am înțeles. Dar nu crezi că trebuia trecut și pe urmă să vedem ce face, pentru că tu acum ai fost, ai scos pe 11, dar nu-i de mare folos. Deci, aici e corect matematic, dar nu te avantajează. Mai bine treceam totul aici. Cel cu A în partea aia și cel cu B și C să-i lăsăm. Așa. Deci numai pe 11 să trecem, nu? Da. 100A minus 11A, vorbește. Deci 100A minus 11A egal cu... 11B minus 10B. Știi de ce Andy s-a făcut chestia asta? Pentru ca că să o inversă termenii. Fiindcă am pe 10B mai mic. Și este 11B, pot să fac, da? Și plus, da. 11C minus C, da? Da. Echivalent cu? Echivalent cu 81A. 89. Da. Egal cu? Egal cu B. Da. Plus C. B plus 10C. B plus 10C, da. Și luăm primul caz, pentru A egal cu 1. Că 0 nu poate să fie, ba, dar de la început. A diferit de 0. Da. Și apoi, fiind, chiar dacă nu dădea autorul, fiind aici un număr din 3 cifre, A o diferit de 0 în mod natural. Tu spune chestia asta. Cum să înceapă cifra sutelor cu 0. Da. Și atunci să zicem A egal cu 1. Pentru A egal cu 1. Rezultă. În relație acolo, 89 va fi... 89 ori 1, domn profesor, dacă vreau corect, să fiu corect, egal cu B plus 10C. Echivalent, cu a spune că 89 egal cu B plus 10C. B plus 10C. Să ne gândim că B și C sunt C. Ce sunt B și C, Ali? Numere. Cifre. Până în 9. B și C, cifre. B, C aparțin
mulțimii de la care? De la 0 puncte, puncte până la 9. Și atunci dacă C e 10, 10 C, cine poate să fie C? 1. E 1. Hai să vedem, dacă 10 C-ul e 1, înseamnă 10 și cu cine se fac 89? Că și B-ul e cifră. Aici, asta s-ar transcrie echivalent, cu a zice că 89 egal cu numărul 80 plus 9. CB. Corect. Nu? Da. E 10 C plus B. CB. Cine ce? 8. C e 8 și B e 9. Deci de aici se vede că C-ul e egal cu 8 și B-ul e egal cu 9. Și numărul este? Iar numărul 198. E egal cu 198. Unii. E în 2. Mai poate să fie o altă variantă. Să facem. A egal cu 2. Pentru A egal cu 2. Depășește cu 1. Dacă punem, de exemplu, 89 ori 2 dă de ordinul 178. Da. Da. Da? Pentru A egal cu 2 vine 178 egal cu B plus 10 C. Deci 89, hai să scrim așa relația asta. Așa a fost pe asta de tradus. 89 ori A egal cu CB. Uh-huh. Da. Era și mai clar așa. 89 A egal cu CB și de aici relația asta are sens numai dacă A egal cu 1. Dacă și numai dacă A egal cu 1. Corect. Că dacă A devine 2, e un număr din 3 cifre. Nu mai e din 2. Și la revedere. Da? Da. E mai clar așa. Corect. Subiectul numărul 3. Yes, un turist a parcurs un traseu în 3 zile. 20! E subiectul 3. Deci, 4 subiecte acolo sau cum? Nu, sunt tot 6. Da, S2 mi-ai spus S2. Păi am avut piramida la S1. La 2 am avut ăsta. Ăsta subiectul, subiectul 2 și a fost 1. 1 piramida, 2 subiectul ăsta. Așa. 1 piramida. Piramida. Da. 2 subiectul ăsta. 2 a fost subiectul ăsta, 3 acum. Un turist a parcurs un traseu în 3 zile. Da. În prima zi, turistul a parcurs jumătate din lungimea traseului. Dar nu facem tot acolo din profesor? Da, aici, aici. Deci un turist parcurge un traseu în 3 zile. În prima zi. Jumătate din traseu. O doime din, dacă notăm cu X traseul. Da. În a doua zi, turistul a parcurs jumătate din distanța parcursă în prima zi. În a doua zi, jumătate din jumătate, adică 1 pe 4 X. Și în a treia zi, restul 5 km. Iar în a treia zi, 5 km. Calculat lungimea traseului parcurs în cele 3 zile. 20. Și atunci? Cum facem, copii? Facem X pe 2 plus X pe 4 plus 5. X pe 2. Prima zi, plus X pe 4, a doua zi, plus 5, este egal cu tot drumul. Cu tot drumul, corect. Egal cu X. Aici, în aceeași zi, doar, că drumul cu 2 și 5 cu 4. Și să avem 2X, 3X plus 20. 3X. Plus 20, supra 20, egal cu X ori. Dar de ce n-ai amplificat tu pe la un capul la cealaltă? Și aici puteți. Și nu era supra 20 atunci, era supra 4 doar. 3X plus 20 supra 4 e egal cu X. Da, deci 4 e numitor, deci ai zis 20 nu are rost să gândești așa, deci nu e corect. Și am amplificat cu 4 peste tot, Miru, da? Și vin 3x plus 20 egal cu 4x. X. Da, 3x plus 20 egal cu 4x. Și numitorul e eliminat. Ai înțeles? Nu mai pui numitorul. Și atunci vine de aici, scădem un x peste tot și atunci x va fi egal cu 20. Deci traseul are 20 km. 20 km. Bun. Problema numărul 4. Dar hai să le dau problema asta. Apropo de asta, mai facem și câte o mică... Cât e ceasul? Da? Hai, atunci cât? Fără 6? Hai să ne ducem. Da, ca să avem timp să-l terminăm după. Da, e 3. Da, și facem mâine. Da, problema numărul 4. Se consideră numerele A egal cu 1 supra radical din 2 plus... Radical din 2. Plus 2 supra radical din 8. Plus 2 pe radical din 8. Plus 3 supra radical din 18. 3 pe radical din 18. Plus 4 supra radical din 32. B mic egal cu
radical din 13 la a doua minus 5 la a doua, totul supra. 13 la a doua, radical din. Sus, radical din. 13 la a doua minus 5 la a doua, totul supra, radical din 10 la a doua minus 8 la a doua. Să-l calculăm, da. Minus 5 la a doua, deci la a doua minus? Vezi, uite, în spate. Deci la a doua minus cât a fost? Minus 8 la a doua. Minus 8 la a doua, da? Poți să spunem? Așteaptă da? Radii puțin. Deci, 1 supra radical din 2 plus 2 supra 2 radical din 2 plus 3 supra... De ce 2 radical din 2 aici? Pentru că 8 e 2 radical din 2, adică 4 ori 2, 8. Așa. Deci 4 ies, 18 îi 3 radical din 2. Deci plus, plus ai zis aici 2 pe 2 radical din 2 plus 3 supra 3 radical din 2 plus 4 supra 4 radical din 2. 4 supra 4 radical din 2 și este egal cu? Egal cu 1 supra radical din 2. Deci 1 pe radical din 2, corect. Plus 1 supra radical din 2. Da. Plus 3, plus 1 supra radical din 2 și plus 1 supra radical din 2. Egal cu 4 supra radical din 2, egal cu 4 radical din 2 pe 2, egal cu 2 radical din 2. Așa pe 2 pe și 2. Egal cu 2 radical din 2. 2. Și pe... Anca, Veo? Am făcut 13 minus 5 la 2 minus 5 la 2. Adică cât faci aici? 7. Cum ai făcut? 13 minus 5, nu? Păi nu se poate încă face așa. Când nu e radical din fiecare să rămâne 13 minus 5. Dacă ar fost înmulțirea încă. Deci a fost înmulțire, venea 13 ori 5. La scădere trebuie făcut calculul. Să scădere și la urmare facem calculul. Atenția, sunt lucruri banale. 169. Deci 169 minus 25 radical din. Radical din. 100 64 egal cu radical din 100 44 supra radical din 36. 12 pe 6, care înseamnă 2. Bun. Deci dacă tu, pentru 5 puncte trebuia să-l aflăm pe A mic cât este, dacă să arătăm că A mic e 2 radical din 2, și-ați calculat, și la punctul B mic să, să calculăm A pătrat minus B pătrat. Deci au fost două puncte, A mic da. Egal, A-ul cu cine este egal da. Cu 2 radical din 2 și B mic. Și la B mic A pătrat minus B pătrat egal cu... Să facem A pătrat da. Minus B pătrat, care este... A-ul e 2 radical din 2 la pătrat. Cine vorbește? Adi. A egal cu 2 radical din 2 totul la pătrat minus 2 la a doua egal cu 4 ori 2, 8 minus 4 egal cu 4. Da. Și mai avem un punct și se termină subiectul 2. Da. Se consideră e de x egal cu. Deci fie e de x, da, asta e. E la 3, nu? E 5 era subiectul numărul 2, ultim. Da. Deci se consideră e de x e de x egal cu x la a treia plus x plus 1 la a doua x plus 1 parantez da, la a doua plus 2 pe lângă x minus 3 pe lângă x plus 3 plus 17 unde x este un număr real. Așa. Arătați că numărul e de n este multiplu de 6 pentru orice număr natural n. Cum adică e de n? Așteaptă puțin. N este număr natural. E de orice număr natural este multiplu de 6. Asta să arătăm, domn profesor. Da. Deci e de x arată așa. Să se arate că... O calculăm întâi pe e de x? Da, sau putem calcula pe e de x. Să o finalizăm, să o arăjăm într-un fel. Da, și pe aceea să analizăm. Și pe urmă să vedem, după ce am făcut mișcarea aceea, să vedem... Înlocuim pe x cu n pe urmă. Corect. Nu e natural. Da. Și să arătăm că se... Deci, asta înseamnă e de n. Ori facem acum e de n și înlocuim în loc de x, spunem n și facem calcul, ori facem cu e de x. N-are importanță. Ok. Deci, dacă vrem să facem e de n, hai să facem acum. Sau facem mai târziu. Să zicem, ideea. Ideea de lucru.
Ce aveți de gând să faceți aici? Să facem paranteze. Din unul, da? Prima din și la a doua îl restrângem. În x la a doua minus 3 la a doua. Deci, doi pe lângă x la 2 minus 3 la 2 și la prima o desfacem. Deci lăsăm așa, da? X la 3, merg cu mâna voastră, x la 3 plus, ridicăm la pătrat aici, da? X la 2 plus 2x plus 1. X pătrat plus 2x plus 1. 2 pe lângă x la 2 minus 9. 2 pe lângă x la 2 minus 9. Plus 17. Plus 17. Dacă x la 3 plus x la 2 plus 2x plus 1 plus 2x la 2. Deci scriu x la a 2, x la 3 de luna. Plus x la 2 plus 2x plus 1. 2x plus 1 plus 1. A, plus 18 era. Plus 18. Puteai să scrii dacă mă mai lași așa, așa fac. Plus 2x pătrat. Plus 2x pătrat. Minus 18. Plus 18. Plus 17. 17. Și egal cu muncim. Și egal cu x la 3 plus 3x la 2. Plus 3x pătrat. Plus 2x. Plus 2x. Și gata. 18, 18, 17 cu 18, da? Da. Deci x la a 3 plus 3x pătrat plus 2x. Scoatem un bani. X. Ar trebui să scoatem un x factor cu avem cum să spate, da? Corect. Da. X pe lângă. X la 2 plus 3x plus 2. Și cam mai departe cu. Mai puteți să mai gândiți eventual aici ceva? Și 3x îl desfacă, nu? Mă gândesc. Eu. Pe 3x ca să vă gândească ca 2x și x. Un 2x și un x. 2x și da. Că ideea cu 2x și cu 2 să scoți pe 2 în factor, și pe 2 iar un x pătrat și cu x-ul ăla să scoți un x. Și pe 2 lăsăm așa. Nu. Nu. Nu avem nevoie. Stricăm jocul. Dacă îl descompunem și pe 2, stricăm jocul. Hai să luăm departe, Mirna, să înțelegem. X pătrat plus. X pătrat plus 3x plus 2. Tu egal. Propui, te rog. Zi tu, Mirna, cum propui. Egal cu x, plus, x la 2 plus 2x plus 1. X la 2 plus 2x plus 1. Din ce motiv? Ea are o idee aici. Adică pe 1, 2 ăsta l-a scris ca 1 plus 1. Da. Și plus în continuare x, plus, da? X plus 1. X plus 1. Corect. E bine, da? Da. Dar de ce ți-ai gândit tu la x pătrat plus 2x plus 1? Ca să am... un binom. Să fac un binom. Deci să ai x plus 1 totul la pătrat, nu? Mm-hmm. Deci egal mai departe cu x plus 1 totul la pătrat. Plus x plus 1. Plus x plus 1. Și acum, Miruna, mai departe. Cum faci? De fapt, cum cu x plus 1. Corect. Deci zicem x plus 1 pe lângă. Pe lângă x plus 1 plus 1. Corect. X plus 1 plus 1. Adică este x plus 1 plus 2. Pe lângă x plus 2. Asta așa. Da? Da. Și atunci continuăm sus, yes. Egal cu x pe lângă x plus 1, pe lângă x plus 2. Da? X pe lângă, da. X plus 1, pe lângă, corect. X plus 2. Am aranjat-o, nu? Într-o formă frumoasă. Într-o formă foarte interesantă. Ei, și acum să vă citesc din nou? Nu, nu, nu. Vreau să spun că în condițiile în care n-ar fi văzut așa, puteam să vedem și varianta aceea care am gândit-o noi. Doiul să rămână. Doiul să rămâne nemișcat. A fost ideea ta și ți-o respectăm, care ți-a mers foarte bine. Noi ne-am fi gândit doar așa, să umblăm la 3x, ca 2x cu x. Ia. Și vine x pătrat. Ia, plus 2x. X pătrat plus 2. Plus x. Plus x, x plus 2x. Plus 2x plus 2. Și cum e grupa asta? Pe primii 2, hai, pe primii 2 și ultimii 2. Aici, ca să zic, de asta a fost aici, da? Să duci așa. Scot un x în factor, din x, x pe lângă x plus 1. X plus 1 plus și de acolo scotem 2, 2 pe lângă x plus 1. Și egal mai departe. Egal cu... vedem x plus 1 care e factor comun. Da, scoatem x și o să fie x pătrat. X plus 1, Adi. Da, x plus 1. Atenție, Adi, vedem x plus 1 și aici și aici. Și scoatem factor comun pe, da. X plus 1. Și din primul rămâne x. X plus 2. Practic menușoara. Vreau să spun că e mai la îndemână. Aici tu ai fost foarte tare aici, că ți-ai rupt, ai tras de 1 aici ca să formezi un pătrat perfect și ai ajuns la X plus 1 la pătrat pe lângă X plus 1 și acum, încă un moment, vezi pe X plus 1 că e comun, indi aici putere. Da, într-adevăr, este interesant. Dar aici parcă e mai la îndemână. Adică e mai pe repede. Limbajul nostru. Mai clar. Mai clar așa. Așa că,
Mă întorc la E de El. Cine este E de El? Înlocuim pe X cu N. Și E de N arată astfel, după ce am reușit performanța de l-am aranjat ca un produs de factor, la nivelul clasei a 7, la voi, chiar acum sunteți la lecții cu chestia asta. Să se factorizeze o expresie, adică să fie un produs de factor. Corect. Nu? Am aplicat chiar el. Ieșiți de acesta. Da. Și acum, în loc de X, punem N, nu? Exact. Deci arată E de N, arată în felul următor. E de N. N pe lângă N plus 1, pe lângă N plus 2. Să se arate că E de N se divide la 6. Exact. Oricare ar fi N. Adică dacă în loc N pui un număr... 3. Natural. 3. Pentru N egal cu 3. Pentru N egal cu 3. Ei, puteam să punem 7, domn profesor. Mi ar fi fost mai interesat cu 7, că 3 eu... 7, da? Da. E egal cu 7. Atunci rezultă. E de 7. E de 7 este egal cu 7 pe lângă... Pe lângă. Ori 8. Ori 8. 7 ori 8, da. Pe ori. Lângă... Ori 9. E 7 și 2, 9. 7 ori 8, 9. Și asta se divide totdeauna la 6. La 6. Dacă mulțim, se divide la 6. Adică trebuie să divide și la 2 și la 3. Că 6 l-are incorporat pe 2 și pe 3. Da. Și când un număr se divide la 2? Un număr se divide la 2 cu unul din ei este par. Și este. 8. 8. Și la 3? Și la 3 când suma cifr sau este un număr care se împarte exact la 3 sau suma cifr respective. 9 în cazul. Da. Deci e bine. Și așa demonstrăm? Așa scriem? E, ce problemă. Asta e. Asta vreau să spun. Sunt 5 consecutive. Dar sunt mulțite, nu adunare. Da, 3 numere consecutive mulțite. Și primul e... Aici e chestia. Da, ce e cu chestia asta? Deci totdeauna 3 numere consecutive, ce sunt? Sunt divizibile cu 6. Nu. De unde ai tu? Nu. De unde ai tu răspunsul ăsta? Convinge-mă. De ce totdeauna 3 numere consecutive se divizi la 6? Deci, pe exemple, n-am terminat ghiștul ăsta niciodată. Exact. Să ne înțelegem, niciodată nu termină. Exact. Că cineva tot timpul ne întreabă, dar cu alt număr merge, dar cu alt număr merge. Da, cu 101, da? Cu... Da, tot timpul, are ceva de comentat și... Pentru orice număr... Nu, bă, dar nu mecanic, hai să ne gândim logic. 7 ori 8, 56. Deci, o mulțit de două numere consecutive, va da întotdeauna un număr par. Oh, deci produsul a două numere consecutive... Înmulțite, e un număr par. Totdeauna număr par. La 2 ești sigur. Exact. Ai 2. Două consecutive. Da. De ce? De ce dă totdeauna un număr par? Că două numere consecutive înseamnă măcar unul din ele e par. Par, corect. Da, nu, cel puțin, sigur unul e par. Unul este par. Păi de ce unul este par? Consecutive, domnul profesor. Dacă unul e par, celălalt e impar. Și invers. Deci e clar că la 2 e asigurat. Care ar fi ideea? Produsul a două numere consecutive se împarte la 2. Da? Produsul a două numere consecutive se împarte totdeauna la 2. Trebuie să vă gândiți voi. Cum plecăm? Ce fac? Mă blochez aici. Măi, 7 ori 8, 56. Deci par. 3 ori... 3 ori 4, 2. 12. Da, 3 ori 4. Exact. Și spunem de ce. Produsul a două numere consecutive se divide la 2. Se divide la 2. Și demonstrăm riguros acum. Corect. Ia să vedeți cum. Deci totdeauna N pe lângă N plus 1 se divide la 2. Totdeauna. Da. Și spunem acum. Uitați, scrieți așa. Acolo. Cazul întâi. N egal cu 1. Par. Sau pa, hai. Par. 2. 2K. Corect. Dacă N egal cu 2K, corect. Atunci X ăsta, sau E, expresia asta, care e pe lângă N plus 1, e 1, să zicem noi, în cazul nostru, e pe lângă... Atunci E1 asta devine 2K pe lângă 2K plus 1. E corect. Și fiindcă e 2K pe lângă 2K plus 1. Și fiindcă are 2 în componență, se divide la 2. Terminat. Bun. Cazul 2.
N egal cu 2K plus 1. E egal cu 2K plus 1, adică nu impar și este impar. Doar astea sunt două, cele două posibilități. Restul împărțit la 2 este 0 sau 1. Corect. Și atunci N, E1 asta, expresia asta, este 2K plus 1. 2K plus 1 care era 2K plus 2. Pe lângă 2K plus 2. Corect. Care egal mai departe, ies un 2 în factor comun de aici. Corect. Da. Și 2 o să divide la 2 și gata. Vine 2. L-am pus tocmai în față. Exact. 2 pe lângă 2K plus 1 pe lângă K plus 1. Corect. Care se divide la 2. Corect. Din motive foarte precise, că văd 2 aici. Corect. Iată că am demonstrat riguros observația făcută că totdeauna unui par, în variantele, fiind vorba de două numere consecutive, pot să fie numărul respectiv ori 2K ori 2K plus 1. În altă posibilitate nu mai este, nu da? Corect. Acum să arătăm că produsul a trei numere consecutive se împarte totdeauna la 3. Asta e. Da? La 3, pentru că la 2 am două consecutive. Am pe astea două consecutive sau pe astea? Pe 2 l-am asigurat. Corect. Mai îmi trebuie 3 ca să mă duc la 6. Corect. Că 2 ori 3 fac 6. Da, da, corect. Deci, acum e teoria pe care vă arătați-vă. Produsul a trei numere consecutive se împarte totdeauna la 3. Produsul a trei numere consecutive se împarte totdeauna la 3. Și acum, domn profesor, vă demonstrează. Acum demonstrăm riguros. Deci, e vorba de, chiar așa o numă, e de N a noastră, care arată N pe lângă N plus 1, pe lângă N plus 2. Sunt trei numere consecutive. Corect. Ei, fiind la 3, ce variante are N? Nu poate să fie. 2K, 2K plus 1. Nu. 3K, 3K plus 1 și 3K plus 2. Restul ne împărțim la 3. La 3. 3K. Deci, N poate să fie. Cazul 1. N egal cu 3K. Sau N egal cu 3K plus 1. Aici ar fi plus 0. La împărțirea la 3, am restul 0. Da? Și al treilea caz, N, 3K plus 2. Plus 2, că restul împărțirii oricărui număr la 3 sunt 0, 1 și 2. Nu poate să fie mai mult, da? Și acum luăm pentru cazul 1. Cazul 1. N egal cu 3K. Și atunci e de N de vine. E de N. Devine N. 3K. Pe lângă 3K plus 1. 3K plus 1. Pe lângă? Pe lângă 3K plus 2. 2. Și fiind 3 oriceva, se divide la 3. Uh-huh. Uite cum am demonstrat riguros. Da? Pentru cazul 3. Cazul 2. E egal cu 3K plus 1. Zine. Egal cu 3K plus 1. Rezultă E de N devine. 3K plus 1. Așa, în locul râului unde vedem N, punem 3K plus 1. 3K plus 1. Pe lângă? 3K plus 2. 3K plus 2, pe lângă? 3K plus 3. 3K plus 3. Adi, spune-mi de ce a apărut 3K plus 3. Ca să scoatem factor comun pe 3K. Nu, Adi. Nu. Pentru că în loc de N, am pus 3K plus 1. Plus 1, da. Deci 3K plus 1, de ce am scris 3K plus 1? Da. Pe lângă? 3K plus 2, adică 3K plus 1 și cu 1. 3K plus 2. 3K plus 2. Următorul. 3K plus 1 și cu 2. 3. 3K plus 3, da? Da. Și ce facem acum? Și iată, observăm la ultima paranteză. Că e pe 3. Pe 3. Factor comun. Și nu mai facem în față. Și egal cu 3. Pe lângă, zi. Egal cu 3 pe lângă K plus 3K plus 1, măi. Asta rămâne, n-ai făcut nicio mișcare. Da. Pe lângă... Scrie. Deci, avem... E de N este 3K plus 3 pe lângă 3K plus 1. Da, pe lângă K plus 2. Numai 3K plus 2. Tu vezi că ai scos și de aici 3, dar nu se poate de aici 3, adică numai de aici am și 3 și 3. Din ultima paranteză scoatem pe 3, în rest rămân intacte. Și îl ducem în față. Hai, zi, acum. Deci, pe lângă 3... paranteza asta rămâne neschimbată, că n-ai nicio șansă. Da, pe 3K... Doar aici. Da. 3K plus 2. Și pe lângă K plus 1. Corect. Așa, K plus 1. Și fiind 3 oriceva, se divide cu 3. Corect. De la 3. Cazul 3.
E de egal cu 3K plus 2. 3K plus 2. 3K plus 2. E de el. E de el egal cu 3K plus 2. Da. Pe lângă 3K plus 3. Bun. Și 3K plus 5. Nu. Plus 4. Plus 4. Și 2. Și cu 2, 4. Și 2 și cu 2, 4, da. Da, 3K plus 2 și cu 2, 3K plus 4. Din a doua iar sunt 3. Asta e clar. Bine, 3 pe lângă. 3 pe lângă 3K plus 2, pe lângă K plus 1, pe lângă 3K plus 4. Corect. Așa. Și se divide? Și clar, vedem 3 la 3. Față, se divide la 3. Deci e așa scriu și în cuvinte și la aceea demonstrează riguros. Da? Produsul a 3 nici numere. Nici nu e nevoie să mai scrii în cuvinte. A, dacă fac și așa. Și pur și simplu. Produsul, asta demonstrează, produsul a trei numere consecutive, trei numere consecutive, totdeauna se împarte la trei. Și fac așa. Chiar dacă nu scriu nimic, zice, cum are 3 n egal cu n, pentru că n plus 1, pentru că n plus 2, iau cazul. Nu e egal, de ce 3K care 3 paranteze? Corect. Da? Nu a avut 2, a fost 2K. Nu a fost 2K, da? Două numere consecutive. Corect. Și zici, nu e egal cu 3K, nu e egal cu 3K, nu e egal cu 3K, cazul 3 și iese 3, 3. Nu spui nimic, dar... În clipa în care ai arătat așa, ai spus tot ce trebuia spui în cuvinte. Corect. Deci întâi faceți pentru 2. Da. Și pe aceea că se divide la 2 și pe aceea că se divide la 3. Exact. Și acum avem așa. Final. E de N. Iată cum vrei. E de N care este egal cu N pe lângă N plus 1 pe lângă N plus 2. Am arătat. Două puncte. Că E de N se divide. Se divide la 2. De N, domnule. E de N. Da. La 2. E de N. Că-s două numere consecutive. Apoi, E de N am arătat se că se divide la 3. La 3. Rezultă. Acoladă. Rezultă că E de N se divide așa. La produsul 2 ori 3. Da? Care e egal, echivalent, va spune că E de N se divide la 6. Da. Deci așa demonstrat. Pare un pic mai sofisticat, dar nu-i... Dar asta, așa, așa trebuie făcut. Da. Că altfel, dacă luai pe niște exemple... Vezi ce că ai copilat. Nu, nu, nu. Nu, ai, nu. Nu, nu, nu puteți spui... Nu demonstrai regros. Că spuneam că să arăți că indiferent ce el înlocuiește. Ori când spui indiferent de el, el nu este un număr finit de valori. N-ai, nu e o situație... Ca un număr finit de valori. Da. Ai infinitate de valori și nu te mergești așa prin înlocuire. Ai înțeles așa? Ați reușit. Așa trebuie văzut. Da. Subiectul numărul 3 ne apucăm, domnul profesor. Da. Și cred că oprești și ora, nu? Da, da, da. Și da. Vorbim alta. Cei de 8 vor fi foarte fericiți că le-a făcut simularea. Da, prietenii noștri care da. Se urmăresc acum, își dau seama unde au greșit, își corect. Dau seama... Și mai ales că le-a făcut subiectul ăsta 3, care înțeleg că ăsta a dat de furcă ultima problemă. Acum, ăsta de aici... Ăsta care îl facem acum, da. Nu ăsta, subiectul 3, sunt două probleme de geometrie. Una de clasa 7 și una de clasa 8. Așa. Și am înțeles că problema aceea de clasa 8 a dat bătăi de cap. A fost mai dificilă. O să vedem acum. Ne uităm la aia, să vedem. Deci subiectul 3 are două probleme de geometrie. Două probleme de geometrie, da. Una de geometrie în plan, înțeleg? Da. Și una de geometrie în spațiu. Ies 3 da. Și zicem 1. Corect. Trecem așa ca să iasă frumos. Da. Opresc camera și pornesc iară. Eu opresc acum. Acum o opresc și o pornesc din nou. Da. Și mă asigur că o pornesc.